Salutare! Astăzi, tot la parchetul din Stejar, masiv, cu o istorie de peste 100 de ani, avem în partea dreaptă parchetul șlefuit și în partea stângă parchetul neșlefuit. Uitați cum arată. Arată chiar un pic mai rău în partea dreaptă. Avem în felul următor. Mașina de rașchetat și bufferul. Putem să rașchetăm și cu mașina de câmp, cu mașina mare și cu bufferul. Putem să facem același lucru. După cum se vede, mașina de câmp are sac. Se poate cupla și la aspirator fără niciun fel de problemă, ca și spiderul. Spiderul deja e cuplat la aspirator. Mașina de margine, tot la fel. Un parchet vechi, cu o istorie de 100 de ani, putem să începem în felul următor. Cu granulație de 3-6, cum am început aici, da? Sau cu granulație de 50. Și după putem să ajungem cu granulația abrazivă până la 240, în funcție de cum găsim lemnul pe șantier. Putem, după ce am terminat cu granulațiile de abrazivă și mingherul, putem să folosim plasele fără niciun fel de probleme. Noi la uleiere folosim și acest fiber pad. Când aplicăm uleiul.